Aș vrea să-mi permiteți în continuare, pentru câteva clipe, să invit aici la microfon pe principalul organizator al acestui minunat concert, Părintele Costel Mareș, protopop al Protoieriei Moineș. Mulțumim, Părinte Secretar Parhial, și felicitări pentru prezentarea pe care ați făcut-o acestui concert de colinde minunat. Distinse domnule primar, stimate autorități centrale și locale, preacucernici părinți, dragi copii, stimați invitați. Sunt deosebit de onorat să pot să-mi exprim în această seară sentimentele de bucurie și de mulțumire, de recunoștință pentru acest minunat moment pe care l-am petrecut împreună, pentru această seară minunată. La finele acestui concert de colinde, pe care îndrăznesc să-l numesc extraordinar. Și când îl numesc așa, mă refer nu doar la cei care ne-au cântat și încântat în seara aceasta, ci și la dumneavoastră, publicul din seara aceasta, un public minunat care meritați toate aplauzele noastre. Ne aflăm nu departe de slăvitul praznic împărătesc al nașterii Domnului nostru Iisus Hristos, Crăciunul. Cea mai mare minune pe care Dumnezeu a săvârșit-o după crearea lumii. Nașterea Domnului Mântuitorului nostru Iisus Hristos este darul suprem pe care Dumnezeu îl face omului din dragoste nemărginită pentru om. Omul ca răspuns la acest dar suprem, la acest dar minunat, oferă la rândul lui, mai ales în această perioadă, daruri celor dragi. Este acest obicei, această tradiție, o pornire lăuntrică a omului, o dorință a acestuia de a se asemăna cu Dumnezeu care este izvorul tuturor darurilor. Crăciunul din, de fapt, concertul de Crăciun din seara aceasta se dorește a fi darul pe care Biserica împreună cu fiii săi duhovnicești îl oferă credincioșilor săi. Conceptul din această seară face parte din cea de-a șaptea ediție a tradiționalului concert de Crăciun pe care protopopiatul nostru îl organizează cu partenerii săi. Anul acesta, fiind o ediție jubiliară, în al preasfințitul cu binecuvântarea căruia am desfășurat acest eveniment, la inițiativa în al preasfinției sale, am hotărât să-l organizăm într-o haină nouă, într-o haină inedită. Și anume, în celelalte două orașe ale protoieriei noastre, la Târmănești și Comănești. Vreau să precizez însă din capul locului că acest concert de la Târmănești n-ar fi existat fără implicarea, fără stăruința, fără insistența domnului primar Constantin Toma, primarul orașului Târmănești.